Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara a făcut publice rezultatele parțiale de la recenta simulare a evaluării naționale. Rezultatele sunt parțiale deoarece elevii de clasa 8-a din 4 orașe hunedorene care au fost carantinate au terminat doar astăzi examenele, iar la momentul de față județul se află în preajma mediei de promovabilitate înregistrată la nivel național. La clasa 8 avem un total de 2476 de elevi înscriși, din care la simulările naționale au participat 1894. Prezența a fost bună, spunem noi, pentru că am avut 11 unități de învățământ care, din cauza carantinei, nu au participat. Ei participă în aceste zile la o nouă simulare, astfel încât la final vom avea rezultate complete. Aceste rezultate parțiale, în schimb, ne bucură. Cu media de 63,8 pe județ ne situăm ușor sub media națională, care este de 65,6. Îmbucurător este faptul că au fost și copii cu note maxime, printre aceștia aflându-se elevi de la școli de cartier ori de la unități de învățământ din mediul rural. De asemenea, ne bucură faptul că avem o medie de 10 în județ și este vorba de școala gimnazială numărul 2 Hunedoara, o școală de cartier de unde, iată, sunt copii care obțin rezultate extraordinare și, de asemenea, avem o notă de român, la limba română, de 10, acestui elev deosebit care ne-a impresionat încă de din anii trecuți pentru că participă frecvent la olimpiade și de discipline școlare și 3 note de 10 la matematică, dintre care acest elev, respectiv o elevă de la Deceva și o elevă de la școala gimnazială din Buce. Și iată că și ruralul demonstrează că se poate, dacă există o dorință, o ambiție deosebită și mai ales cadre didactice care sunt alături de copii. Tot astăzi au încheiat examenele de simulare ale bacalaureatului și elevii unei clase de a 12-a din Lupeni, la care cursurile au fost suspendate din cauza infectărilor cu COVID-19. Rezultatele acestora, cât și cele ale elevilor de clasa 8-a din Brad, Orăștie, Petroșan și Simeria, care au încheiat astăzi simularea evaluării naționale, vor fi publicate în data de 28 aprilie.